Bine v-am găsit la o nouă întâlnire capitală. Ioana Bruște sunt eu, iar invitații mei de astăzi sunt Oana Petrescu, psiholog și psihoterapeut. Oana, bine ai revenit la București FM. Bine v-am regăsit, Ioana. Mulțumesc și Sorin Lucaci, reprezentant al editurii Herald și psiholog. Sorin, bun venit, bun, bun revenit. Mulțumim mult de tot pentru invitații. Vorbim astăzi despre o altă carte care ne îmbogățește cunoașterea, semnată de doctorul Bruce Perry și care se numește Băiatul care a fost crescut ca un câine și alte povești din jurnalul unui psihiatru de copii. Cei care ne urmăriți pe YouTube, iată, puteți și vedea în acest moment cum arată această carte. Uh, doctorul Bruce Perry este un pionier în cercetările din domeniul neuroștiinței, unul dintre primii specialiști care au studiat efectele traumei asupra creierului. Bun. Și acum aș zice să pornim de la titlu. Titlul acesta... Băiatul care a fost crescut ca un câine este șocant. E o metaforă sau vorbește nu, despre bun. realitate? E pe bune. Este o, o povestioară din multele povestioare sau povești de viață pe care le-a adunat în activitatea sa Bruce Perry. 30 30 și ceva de ani de, de activitate. Cei care vor să afle mai multe despre activitatea lui în afară de această carte sunt multe filmulețe pe canal pe canale de, de, de YouTube și pe care le-am urmărit Una dintre povești se numește Băiatul care a fost crescut ca un câine și acea poveste iată, dă titlul volumului de față, care îl consider fără doar și poate un fel de bestseller pe zona de traume traumele de dezvoltare, da, legate de copilăria timpurie, de la noi din această toamnă. Și laș mai, eu fac o recomandare, las pentru cei care uh, vor citi cartea, le mai recomand un film, pe care eu l-am văzut duminică seara, la recomandarea unei prietene psihoterapeut, Dogman. Uh -huh. A apărut anul trecut. Este, Omul câine să zic. Exact, este, și uh, acolo este uh, important în acel film, pentru că mi-a trezit o emoție aparte și am și făcut recomandarea pe pagina mea de Facebook. Uitați-vă la acest film și citiți cartea. Uh, mai ales primele 20-25 de minute din film, unde arată în ce context acest uh, copil din film, la fel ca și cel din, uh, din carte, a ajuns să fie uh, crescut efectiv ca un câine, da? împreună cu câini. Cu Ceva ce muschel. sună sinistru. Sună sinistru. Așa eu foarte pe scurt și o să o las pe, pe Oana, pentru că ea este, de fapt, invitatul uh, emisiunii noastre. Uh, acest copilaș, Justin, uh, cu o mamă, uh, cu o bunică, le pierde pe amândouă, uh -huh. la scurt uh, timp și el ajunge să fie crescut de uh, concubinul da. bu -buni, bunicii, uh -huh. da? un bărbat la 70 și ceva de ani, care nu a știut în viața lui cum se crește un copil, care avea uh, niște câini și a ajuns să crească acest copil cu nevoile bazice, da? mâncare și hrană și apă, atât uh, să-l crească pe acest, uh, acest copil. Și acest copil a fost adus la un moment dat el așa a, fă, a făcut niște solicitări la uh, asistența maternală la asistența socială ca acest copil să fie luat și crescut într un mediu safe, într un mediu uh, securizant, da? Pentru... Da? pentru că i-a spus eu nu nu pot să-l cresc așa cum ar trebui crescut acest copil. N-a fost n-a a fost doar i-a lipsit de... capacitatea de, de îngrijire. Exact. Deci vârsta nu te face obligatoriu bunic. No. Și acest copil a fost adus în niște condiții groaznice la spital, subnutrit în ultimul hal, abia mai se ținea pe, pe, pe picioare, era într-o cușcă, arunca cu fecale, arunca cu, cu mâncarea care era dată de către asistenții din spital și Bruce Perry începe să lucreze cu el. Și de aici o las pe oană. Gata. De fapt, de fapt, din ce am înțeles eu de ce vorbim despre astfel de cazuri șocante, pentru că uh, acești copii sau astfel de copii care au fost supuși unor abuzuri sau neglijențe sau traume teribile, uh, ajung să sufere niște modificări la nivel comportamental, dar nu la nivel comportamental, creierul da, lor da, se da. modifică. Truc. Și de fapt aici, de aici pleacă cercetările doctorului Bruce Perry. Probabil că nu e singurul caz, ca dovadă, iată mai multe povestioare în acest volum. Sunt multe povești, da. Oana, te rog frumos, să, să ne explici ce se întâmplă acolo. Uh, sigur, experiențele traumatice care uh, depășesc capacitatea copilului de a uh, se adapta și aici când spun uh, lucrul acesta mă refer la faptul că îi lipsesc resursele externe, în cazul acesta îngrijirea din partea unor, uh, unor adulți capabili să facă lucrul acesta, dar și resursele interne și aici ajungem la traumele de dezvoltare, pentru că dacă acest copil avea 10 ani putea să răspundă altfel acestui mediu ostil și deficitar cu privire la Îndeplinirea nevoilor lui, comparativ cu vârsta pe care o avea acest băiețel, Câți când depindea avea? cu totul. Cred că de la vârsta de un an a, 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 a rămas în îngrijirea. Deci, complet, neajutorat complet la vârsta aceea. De nu? aceea e da. foarte important și momentul în care se află copilul, atunci când experimentează astfel de situații. Și ce tip de experiențe are până atunci, pentru că. La un moment dat, autorul face o paralelă în carte între uh, experiența uh, acestui băiețel și o, o altă poveste din, uh, a unui băiețel, Leon, care încă de la naștere a fost lăsat. Uh, Destul de singur, de către mama lui, care mai degrabă petrecea timp cu frățiorul, se simțea foarte singură, și era lăsat cu orele, în pătuț și foarte neglijat. Dar faptul că lui au lipsit încă de la început orice formă de îngrijire, de afecțiune, el a fost mai vătămat decât acest copil care a fost la propriu ținut într-o cușcă de câini. Dar doar pentru că în primii ani a avut prezența bunicii, a avut prezența mamei, a fost suficient Funt încât să interesant. nu dezvoltă un comportament antisocial cum a fost cazul băiețelului Leon, care a ajuns să ucidă două fete, să violeze și să facă niște acte de cruzime față de care nu avea niciun strop de compasiune. Și a fost mult mai dificil în unele abilități, imposibil de recuperat pentru, pentru acel băiat care nu a avut încă din start. Pentru că, spune autorul în carte, creierul, tocmai pentru că pornește de la înțelegerea dezvoltării creierului, pentru a vedea cum răspundem nevoilor emoționale ale copilului, atât în procesul de dezvoltare, dar și în procesul de vindecare, de reparare, ca intervenție terapeutică, spune că creierul se dezvoltă într-o manieră dependentă de utilizare. Sistemele creierului care sunt folosite devin dominante, iar cele care nu sunt folosite mai puțin dominante. Astfel că, în perioada de dezvoltare a copilului, e foarte important ca um, um, sistemele creierului să fie um, um, activate, solicitate pentru ca ele să se, dezvolte, să se dezvolte optim și să se dezvolte în momente cheie. Pentru că, dacă aceste momente, perioade sensibile, nu, um, nu sunt întâmpinate. Um, se, se pot produce deficiențe mai greu de recuperat. Și... Da, 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 este foarte interesantă această poveste. Deci, fiecare lucru care lipsește din viața unui uh -huh. copil, din dezvoltarea lui, din. Uh, traseul normal, afectiv, emoțional pe care ar trebui să-l aibă, va avea obligatoriu repercusiuni mai târziu. Uh -huh. Și nu știi ce fel de iată din, ce, din experiența acestui băiețel Leon, nu știi în ce fel se va putea manifesta. Eu aș mai invita o pe Oana, pentru că și ea avea plăcut mult. Mai este o poveste care merită amintită, tot așa foarte pe scurt, ca să le lăsăm ascultătorilor și curiozitatea, curiozitatea să le de, a, de, a, de a le descoperi. Uh, <coughs> e vorba despre Lora, zic bine, încerc uh, să-mi aduc aminte, mama, Laura și Tina. Uh, doamna. Uh, care, care uh, Fetița care era anorexică și. Da, nu... cu întârziere de, dezvolt, uh, de creștere. Tocmai și, că n-a primit. Și -a. nu mânca, îi da, se dădea, îi da. se făceau toate uh -huh. poftele de și ea refuza cu precădere uh -huh. mâncarea. Uh, și mai e un, un moment cu. Uh, mămica, o familie, uh, mergeau la muncă și lăsau copilașul cu bona uh, și bona pentru uh -huh. că considera că nu-i ajunge salariul sau mă rog ce așa, uh, fără să le spună părinților și a mai luat un, part, un job part-time. Scurt de câteva ore, plecau părinții, mai stătea puțin cu copilul, se ducea la celălalt job și venea cu. Și lăsa copilul, o... și copilul da, era da Și venea cu o oră două, Incredibil. dar nici măcar, mă rog, cam așa. Uh, înainte de a veni uh, părinții, și bineînțeles, pac, îl spăla îl făcea îi dădea să mănânce, nu știu ce. Co Părinții găseau copilul ok. Într-o zi, mama se simte rău, pleacă de la muncă. A și vine? descoperă toată povestea. îl găsește pe copil plângând de foame, de sete, de plin, de, toate. plin, de, da, de fecale și de așa, neschimbat, ne, a? îl găsește în, 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 în această Și postură. singur, în primul rând. Da. Și îngrozit, aș da. spune. Pentru Neric. Uh. Da. Da, da, da. Sunt povești de viață, iată, nu sunt scenarii de filme, nu sunt invenții, sunt povești de adevărate. Și sunt bune și ca scenarii de, de film. Da, <laughs> și aș spune că, sigur, cartea punctează niște situații extreme. 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 Doar că um, traumele, ca să spun așa, experiențele traumatice și uh, reacțiile de răspuns la stres care se formează în urma acestora uh, pot reprezenta și o consecință a unor. A expunerii la uh, situații stresante medii, dar prelungite. Deci, nu trebuie să fie nu neapărat e să fie un impact Paxi. maxim. maxim. Da. Sigur că da. Um, e suficient ca mediul în care crește copilul să fie unul imprevizibil, să fie unul inconsecvent, stimulii pe care îi primește să fie insuficienți pentru uh, uh, construirea unui sentiment de siguranță, să nu aibă alte persoane la care să apeleze și să trăiască un sentiment de pericol și de stres cronic, de frică. Întrebarea cea mai mare este dacă în această carte doctorul Perry uh, oferă și soluții de recuperare, de vindecare a acestor mm -hmm. traume și mă gândesc că prin vindecare să reușești să Uh, nu știu dacă se poate să elimini, măcar să. Să recuperezi, recuperezi și să atenuezi consecințele. Să atenuezi ceea ce creierul uh -huh, îți dictează uh -huh. să faci în urma traumei. Uh, intervențiile lui s-au bazat iarăși plecând de la înțelegerea felului în care se construiește, uh, se dezvoltă creierul, nu? dezvoltare neurosecvențială și uh, în, în tratamentul lui. Uh, 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 încearcă să abordeze nevoile de dezvoltare în ordinea în care au fost vătămate, pentru că pleacă de la ideea că sistemele din creier care n-au fost stimulate și dezvoltate și pe care se bazează dezvoltarea celorlalte sisteme pot influența pozitiv sau negativ uh -huh. dezvoltarea ulterioară. Astfel că în primul rând încearcă înțelegând istoricul de viață a, a fiecărui copil, să înțeleagă unde au fost probleme în, în dezvoltarea lui și să răspundă acelor nevoi. Revenind la povestea de care vorbea Sorin cu mămica care îngrija fizic copilul, îi punea la dispoziție hrană, dar îl lipsea de afecțiunea da. fizică și emoțională, iar acest lucru a dus la o problematică în creșterea fizică, în dezvoltare, avea restricții de creștere, nu lua în greutate, chiar avea o situație îngrijorătoare a sănătății, iar ulterior a beneficiat de îngrijirea unei doamne care răspundea nevoilor fetiței, care nu mai rețin exact vârsta pe care o avea atunci când a fost adusă la tratament, dar să spunem 10 ani. Dar răspundea uh, nevo uh, răspundea copilului ca, ca având nevoi uh, specifice unui copil de 2 ani. Pentru că avea, uh, tocmai că a identificat ce nume, Pentru că acolo a început să, a a început să lipsească. Se lipsească, exact. Uh -huh. uh, și, ca să-ți răspund la întrebarea ta, uh, aș vrea să citesc un pasaj din, uh, din carte cu, priv, uh, cu privire la. Uh, ce ajută în vindecarea sau atenuarea consecințelor, consecințelor nefaste pe care le poate provoca atât neglijența, le pot provoca atât neglijența cât și abuzul. Uh, și încep să spun că în primul rând puterea relațiilor, dar descrie atât de frumos în carte autorul încât aș vrea să să citesc. Trauma și reacțiile noastre la ea nu pot fi înțelese în exteriorul contextului um relațiilor umane. Indiferent dacă oamenii au supraviețuit unui cutremur sau au fost abuzați sexual în repetate rânduri, ceea ce contează cel mai mult este cum le afectează relațiile aceste experiențe cu cei dragi, cu ei înșiși și cu lumea exterioară. Cele mai traumatice aspecte ale tuturor dezastrelor implică destrămarea conexiunilor umane. Să fii rănit de oamenii care trebuie să te iubească, să fii abandonat de ei, să-ți fie răpite relațiile individuale care îți permit să te simți în siguranță și prețuit și care să te facă să devii uman, acestea sunt experiențe profund destructive. Ca urmare, recuperarea după traumă și neglijare înseamnă tot relații. Reconstruirea încrederii, recâștigarea siguranței, întoarcerea la un sentiment de protecție și reconectarea cu iubirea. Am înțeles, frumos spus, într-adevăr. Uh... Cui se adresează volumul acesta? Strict specialiștilor, celor psihoterapeuților, psihologilor? Sau este ceva ce ar trebui să citească uh, toată lumea? Publicul larg. Părinți, profesori. Dacă mă întreb pe mine, publicul larg. Uh -huh. E pentru publicul larg, nu doar pentru specialiști, pentru că sunt niște povești de viață pe care el le spune cu atât de multă. cum să spun, și compasiune, și empatie, și. Vorbește despre umanitate. Uhum, și în ă, într-adevăr că spuneai dacă are și soluții El în ciuda, să spunem, oponenței colegilor Măi, nu o să faci nimic cu el Spune, ascultă-ne pe noi Că degeaba te, te, te agiți tu aici Și mai consumi și din resursele spitalului De Asta Bun. e problema, da Bun, El lucrează cu el foarte mult, Bruce Perry cu Justin și spune îmbunătățirea a fost remarcabil de rapidă. Fiecare zi care trecea era una și mai bună pentru Justin, iar el se simțea din ce în ce mai sigur pe el. A încetat să mai arunce cu mâncare și să se murdărească de fecale. A început să zâmbească, a arătat semne evidente de recunoaștere și înțelegere a comenzilor verbale. După șase luni, Justin trec peste casă, După șase luni, Justin a fost transferat la o familie adoptivă care locuia mult mai departe de spital. Deși ne-am oferit să consiliem echipa de la noua sa clinică, până la urmă i-am pierdut urma din cauza volumului masiv de muncă pe care îl aveam. La aproape 2 ani după spitalizarea lui Justin, am primit la clinică o scrisoare trimisă de la o adresă dintr-un orășel mic, un bilet succin din partea familiei adoptive a lui Justin. Continuă și spuneau părinții lui, continuă să facă progrese, îți că de mult a lucrat Bruce Perry și nu numai mult, și bine a lucrat cu, cu, cu Justin. Avea 8 ani și era pregătit să intre la grădiniță. În plic era o fotografie cu Justin îmbrăcat frumos, ținând în mână o cutie tipică pentru pachetul de prânz, cu ghiozdanul în spate lângă autobuzul școlii. Pe spatele biletului Justin însuși scrisese cu carioca Mulțumesc, Dr. Perry. Justin. Am plâns. Eu cred că asta spune tot. Da, Justin fiind băiețelul, dacă ați pierdut șirul, băiețelul care a fost tratat mm -hmm. și crescut ca un da. câine de la vârsta de un an și care era profund marcat comportamental, emoțional și, și de în toate privat, felurile da. de, de această da. experiență. Credeți că și profesorii ar putea să-și tragă niște concluzii apropo de relațiile umane și de felul în care... Uh, schimbă comportamentele, viața tuturor, pentru că ei au de-a face cu copiii zi de zi. Sigur, familia, părinții, bunicii sunt cei mai importanți. Dar, pe urmă, copilul petrece foarte mult timp și la școală, la grădiniță, în colectivitate. Uh, Le-ar fi și lor de folos? Cu siguranță, pentru că între copil și profesori se creează o relație de atașament, așa cum o are Absurd. cu părinții, cu îngrijitorii primari. Ba chiar se produce o nu aș spune o substituire doar că copilul în mod natural în, în dezvoltarea lui după ce și-a luat cele necesare din mediul imediat cu părinții în mod firesc și natural e nevoie să fie încurajat să se ducă înspre social și să-și extindă nevoia asta de atașament prin construirea unor relații cu profesorii, cu colegii și sigur profesorii lucrează învățători, profesori lucrează cu copilul, au o programă dar lucrează prin relație, acolo e o relație. Cred că cu toți am experimentat în școală situația aceea în care putem spune, mă, mi-a plăcut mi-a plăcut așa geografia dar mi-a plăcut omul. Dar am avut un profesor așa da. mișto că am învățat de drag mm -hmm. Da, da. Așa sau mi-a plăcut toți. chimia extraordinar de mult, dar am avut un profesor de nu, nu puteam asimila nimic de e uh -huh. foarte important, întâi, să se construiască relația, ca și până la urmă în, în lucrul terapeutic, orice, oricât de deosebit ar fi metoda de lucru, oricât de uh, inteligente și uh, minunate ar fi intervențiile, interpretările. În absența unei scumuri. relații sigure, unei alianțe, unui mediu în care să se simtă înțeles și sprijinit, toate informațiile astea, revenind la profesori um, um, nu pot fi asimilate cognitiv, pentru că e nevoie întâi, tocmai pornind de la teoria lui Bruce Perry, uh, creierul se dezvoltă și uh, până uh, de la interior către exterior și abordarea terapeutică să fie una neurosecvențială, uh, tocmai de aceea întâi e nevoie să ne asigurăm că și ca profesor și în lucru cu, uh, uh, cu pacienții în cabinet, că asigurăm un mediu sigur, uhum. de încredere, pentru ca uh, răspunsul de, uh, sistemul de răspuns la stres să nu fie unul activat. Pentru că în momentul în care sistemul de răspuns la stres este unul activat, este în alertă, nu ne simțim în siguranță, uh, 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 accesul la funcțiile cognitive e blocat. Iată un lucru foarte important, ceea ce ai spus tu, că nu vorbim aici doar despre traume și despre lucruri îngrozitoare, cum este uh -huh, povestea care uh -huh. dă titlul acestei cărți, de la care a pornit discuția noastră. Nu vorbim doar despre lucruri terifiante. Stresul. Acela stress. de care ne ciocnim zi de zi, mm -hmm. care se insinuează uneori nevăzut în viața noastră, da. dar care există clar acolo, poate avea efecte la fel de destructive asupra creierului, asupra comportamentelor viitoare, asupra mm -hmm. dezvoltării emoționale. De aceea cred acum că este o lectură bună pentru toți adulții, că sunt părinți, că sunt profesori, că sunt bunici, că sunt adulți pur și simplu, chiar dacă nu au propriilor copii, Tocmai ca să vadă în ce fel un gest astăzi, poate pe care îl consider mic, neimportant, l-am lăsat puțin singur, că aveam treabă sau nu o să-i fac toate mofturile copilului, care, cine știe ce, solicită, poate să aibă urmări de durată. foarte importante da. și de durată. Uh -huh. Și că e bine să învățăm, de asta spuneam, încă o carte care ne aduce cunoaștere. Pe măsură ce, ce trece timpul, se studiază în lume, oamenii descoperă tot felul de, de, de metode, tot felul de legături, tot felul de lucruri care ieri nu se cunoșteau. Ieri puteam face aceste greșeli uh, scuzabile. Nu știam că asta este legătura. E, astăzi avem, avem informația și, și nu ne putem okay? prevala de uh -huh. prezumția necunoașterii. Exact. Aș face o completare la ce ai spus, Ioana, referitor la faptul că stresul cumulat poate să producă efecte asemănătoare experiențelor uh, cu un impact puternic. Uh, să facem un pic diferența între stresul. Benefic, ca să zic așa, stresul care, de care mai degrabă viață. contribuie la dacă într-un în anumit fel și o să explică imediat, și stresul care pe termen lung poate să producă astfel de. să afecteze personalitatea și sănătatea fizică okay. și emoțională. Pentru că, până la urmă, orice experiență nouă, ne uităm copiii care învață un cuvânt sau la școală, orice experiență nouă presupune un, un minim de stres. Mm -hmm. Doar că dacă acest stres e unul moderat, previzibil, urmează un tipar, îmi spunea la un moment dat un exemplu autorul, mergem la sală. Dacă faci 40 de exerciții, în câte 10 repetări, în 4 seturi, dar cu același tipar, cu aceeași repetitivitate, mușchiul primește un semnal, dar e stresat, că avem febră musculară după aceea, dar el crește, devine mai puternic. Dar aceleași exerciții dispersate pe o perioadă lungă pe timpul zilei, dar care să aibă acest tipar, această repetitivitate, nu produce acest, acest efect de creștere și de stimulare. Și în cazul acesta, dacă acest stres e previzibil, moderat, urmează acest tipar, el mai degrabă ajută, contribuie la ceea ce numim reziliență, toleranță la frustrare. Uh -huh. Și pă, devine mai puternic sistemul nostru de răspuns la, la stres. Uh, și răspundem cu metode pă, adaptative. Dar dacă acest stres este imprevizibil, dacă este intens, dacă este inconsecvent uh, și depășește capacitatea individului de a, de a se adapta, atunci da poate să, să contribuie la uh, uh, simptome uh, specifice uh, stresului post-traumatic. Mult avem de învățat, uh, pornind de la faptul că stresul poate să fie pozitiv sau negativ, uh -huh. ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă, și după aceea bă, cum să ne adaptăm la tot felul de situații ca să fie bine în viața noastră, în creierele noastre, în comportamentele noastre, ale noastre și ale copiilor că aici vorbim despre copii. Iată pă, încă o dată cartea care a prilejuit toată această discuție. Mie mi se pare extrem de important uh -huh. și de interesant nu numai pentru că sunt părinte, și pentru că, pur și simplu, cum spuneam, e vorba de cunoaștere, băiatul care a fost crescut ca un câine și alte povești din jurnalul unui psihiatru de copii. Recomandată de editura Herald, căutați-o, răsfoiți-o, citiți-o, pentru că sunt lucruri extrem de, de importante pentru viața noastră a tuturor. Sigur că, am mai putea să povestim foarte mult. Când e vorba de, de creier, de comportamente, de uh, legături, de relații, uh, subiectul este Fast. inepuizabil mm -hmm. chiar. Uh, poate cu altă ocazie ne întâlnim și mai povestim. Sunt cu siguranță o mulțime de cărți, sunt oameni care se ocupă de tot acest domeniu și vrem să știm cât mai multe. Pentru astăzi mulțumesc mult de tot că am fost împreună. Noi mulțumim și noi, noi mulțumim, Ioana. Noi mulțumim. Oana Petrescu, psiholog și psihoterapeut, Sorin, Hera Sorin Lucaci, reprezentant al editurii Herald și Psiholog, au fost aici în studioul București FM. Eu sunt Ioana Brușten, mulțumesc dacă ați stat împreună cu noi, dacă vi s-a părut interesant ce am povestit noi astăzi. Puteți urmări sau recomanda acest dialog să fie urmărit și de alții pe canalul de YouTube București FM. Până data viitoare, să aveți parte numai și numai de bine!